La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine, prosperitate, la mulți ani fericiți tuturor celor care poartă numele de Constantin, Elena și tot ce se poate asocia, Costel, Costică, Lenuța, Ileana, Ilenuța, ce mai știu eu, ce mai... Toate la un loc, așa, toți, masa cea mare, să aveți parte numai de sănătate, să petreceți frumos. Astăzi e zi de sărbătoare, mare zi de sărbătoare, Sfinții Împărați Constantin și Elena. De dimineață, poate, cine știe, prinde și noi ceva o sărbătoare, ne gândim, poate da, poate nu, se la vin. Chiar dacă o să prindem, o să încercăm să facem față. 21 mai, spuneam, trecute fix, sute de mii de români își sărbătoresc astăzi ziua numelui și nu numai, bineînțeles, și zilele de naștere, dar e vorba de ziua numelui, pe fond de vreme oarecum bună, oarecum frumoasă. De ce spun oarecum? Pentru că e un pic răcoroasă, chiar dacă un pic mai caldă astăzi decât a fost ieri, spre exemplu, și mai rece astăzi decât va fi mâine, poi mâine și în tot restul săptămânii în care de-abia am intrat, e totuși un picuț mai răcoare. De dimineață, Suceava, Rădăuți, Fălticeni, Gura Humorului chiar, temperaturi așa între 10, 11, 12 grade, așa matinal, resimțite cu un grad mai puțin, undeva resimțite așa între 10 și 11, 9, 10, 11 grade, depinde de la caz la caz. Suceava, undeva cu un 12 grade de dimineață, la fel Fălticeniu, Gura Humorului un pic mai jos, undeva pe la 10 grade, la fel 11 grade la Rădăuți, spuneam, și temperaturile simțite un pic mai jos. E frumos de dimineață, e o vreme deschisă, dacă vreți așa, o vreme cu soare de matinal, așa, un soare care încearcă să-și facă apariția printre norișori. Nu vom avea ploaie astăzi, cel puțin în zonele în care vi le-am spus, nu vom avea, ploi, la fel cum nu vor fi ploi nici la munte. Umiditatea e undeva în jur la 91%, vântul aproape pe nesimțite, adică nici nu adie măcar. La munte un pic mai rece decât în zonele de șes și de al, e și firesc, până la urmă acolo este muntele. La Câmpul Lung Moldovenesc, la Vatra Dorne, temperaturi undeva în jur de 8 grade, 7-8 grade, cu o temperatură de simțit undeva în jur de 6-7 grade, la fel cu un grad mai puțin. Nici acolo nu vor fi astăzi precipitații, sau cel puțin asta ne spun cei de la meteo. Vom avea parte de soare, de nori și temperaturi așa la munte care vor ajunge undeva pe la 16, poate 17 grade astăzi. Maxima cu o minimă undeva în jur de 6-7 grade. La șes, la deal, Suceava, Fălticeni, Rădăuți și Câmpul Lung, Rădăuți și Gura Humorului, acolo temperaturile stau undeva în jur de 19, poate 20 de grade, poate 20 de grade, dacă vorbim de maxima zilei de astăzi, minima în jur de 9, poate 10 grade. Deci cam atât ca și temperaturi pentru ziua de astăzi. O zi, spuneam, sub auspicii oarecum mai răcoroase, dar se mai încălzește. Vremea, temperaturile se mai încălzesc un pic, vom avea temperaturi mai bune, mai călduți, poate de mâine încolo, pentru că mai cresc temperaturile cu câteva grade. Vom avea temperaturi așa mai spre 23-24 de grade, cu un final de săptămână mai bun, poate pe final de săptămână și ceva precipitația așa sub formă de ploaie, dar vremea oarecum se mai încălzește, spuneam, începând de mâine, pe final de lună va fi mult mai bine, sau mă rog, pe săptămâna viitoare lucrurile se vor mai clarifica, pentru că de atunci este și vacanța aia de 1 iunie, de Rusalii, de nu știu ce, de mini-vacanța cu 3 zile alea care reușește cineva să le facă sau să nu le facă, și probabil că lucrurile vor arăta cu mult mai bine ca și temperatura. Astăzi spuneam un picuț mai răcoare, dar trecem noi și peste asta. Am trecut peste atâtea, nu vom trece peste asta? Trecem, cum nu? Cu ce să încep? Că nici nu știu cu ce să încep. Am zis să povestesc de dimineață, spre exemplu, despre cum stau lucrurile cu adevărat în Românistan, sau, mă rog,
să încep cum stau lucrurile în Moldova, care este trendul și la ce să ne așteptăm în perioada următoare. În Moldova au fost alegeri pentru primarul Chișinăului. Acolo lucrurile cumva s-au separat. Era așa cum era de așteptat, pro-europene s-au bătut acolo cu prorușii. Andrei Năstase, reprezentantul pro-europenilor, s-a bătut cu un tip care, mă rog, a reprezentat rușii, au fost și independenți. Procente interesante după numărarea voturilor din primul tur de scrutin au plecat în turul 2 al alegerilor pentru primăria Chișinăului. Au plecat reprezentanții, spuneam, ai prorușilor și ai pro-europenilor. Prorusul a obținut undeva în jur de 40%, europenii undeva în jur de 32% sau 32% din totalul sufragiilor valabile exprimate. Există o șansă, există șansa numită tur 2. În turul 2 depinde cum se vor face cărțile. Cert este că un candidat independent a obținut acolo 17% și ceea ce deja ar aduce foarte mult în ecuația asta turului 2, dacă vor ști, bineînțeles, să își valorifice acest atu oarecum. Mai mult de atât, și un alt reprezentant al unui partid la fel pro-european, are și el ceva în jur de 8-10%, ceea ce deja ar putea face departajarea pentru turul 2. Dar astea sunt doar socotelile hârtiei. Cert e că acolo, în continuare, după plecarea lui Chirtoacă, în continuare e o luptă pe viață și pe moarte, pentru că, într-un fel sau altul, Chișinăul va da trendul a ceea ce se poate întâmpla la prezidențiale, la parlamentare acolo în Republica Moldova. E vorba de alegeri anticipate, așa cum știți și dumneavoastră, la Chișinău, evident generate de plecarea de acolo a lui Chirtoacă. Ne interesează, bineînțeles că ne interesează. De ce nu ne-ar interesa? Pentru că Moldova a fost, este și va fi, bineînțeles, a noastră, chiar dacă Putin și ai lui spun cu totul altceva. Ne interesează să rămână pro-europeni sau să devină mai mult pro-europeni decât pro-Putin, pro-Moscova, pro-Stalin, pro-cum vreți dumneavoastră, sau pro-Est. Să sperăm că ceea ce se întâmplă acolo, sau mă rog, ceea ce deja se întâmplă acolo, să aibă finalizarea sau finalitatea pe care și-o doresc moldovenii. Că până la urmă, ceea ce se întâmplă acolo este o consecință a ceea ce își doresc sau nu moldovenii. Și dacă vorbim de consecințe, pregătim două materiale foarte interesante pentru astăzi, mai lăsăm unul pentru mâine, nu tot dăm astăzi din casă. Două materiale interesante care o să vă spună să vedeți unde sunt banii dumneavoastră sau cât de tare ne-am îndatorat noi, și nu o spun eu, o spun cei care se ocupă de cifre, și să vedeți, spre exemplu, pe cine încă mai avem prim-ministru, să vedeți un material foarte interesant pe care l-ați văzut cu siguranță până acum, dar e bine să facem așa un remember, o aducere aminte despre cât de mare este ignoranța unei persoane care, din nefericire, conduce destinele executivului din România. E vorba de premier. Asta o să vedeți la momentul potrivit, pentru că este chiar foarte interesant. Spuneam, sunt două materiale distincte, o să vedeți despre ce este vorba. Dacă ar fi să vorbim de politichie, avem o mare, mare problemă. Avem o mare problemă noi cei care am avut șansa, vorbim de cei din generația mea, oarecum, care au avut șansa să facă parte din acel pilon 2 de pensii și, bineînțeles, un pilon foarte mare, cu milioane de utilizatori, de oameni care au achiesat la acest pilon și care își fac calcule vis-a-vis de pensia venită sau acel venit de tip pensie din zona privată, care ar putea suplimenta eventuala pensie primită de la stat. Spun eventuală și mă gândesc la mine și cei din generația mea, din generația numită de sacrificiu, cum va arăta peste câțiva ani de zile, în condițiile în care ne conduc băieții ăștia, cum PSD ALDE, cum vor arăta pensiile. Guvernul pregătește să suspende în perioada iulie-decembrie contribuțiile la pilonul 2. Finanțele zic ceva de genul: nici usturoi n-am mâncat, nici gura nu miroase. Și totuși,
se pregătește așa ceva. Întrebarea este de ce? Băi, de ce să fie neapărat așa o poveste? Pentru că la capitolul pilon de pensii, băieții ăștia au făcut ce au vrut ei. Au făcut un harcea-parcea. Și dacă ar fi să explicăm așa un pic, ar trebui să zicem exact cum stau lucrurile. Practic, omul nu dă nimic din buzunar pentru acea contribuție la pilonul 2. Mai până anul ăsta era ceva de genul 5,4 per 5,1. Pentru că acea contribuție la bugetul de asigurări sociale era 10,5. Acum s-au mărit contribuțiile la bugetul de asigurări sociale, practic din banii angajatului, practic la noi, ceea ce ar fi trebuit să ajungă către noi, a ajuns către stat, dar s-a redus și contribuția către pilonul 2 de pensie. Dacă până mai ieri era, cum spuneam, până la începutul anului era un 5,1, în comparație cu statul care lua 5,4, acum statul ia doar 3,70, statul ia, nu știu, ceva, o diferență de până la 21, fără 3,75, atât cât ia pilonul 2 de pensie. Bă, nici cu ăla. Acel 3,75 în școală nu sunt mulțumiți. Nu sunt mulțumiți pentru că n-au bani. Și atunci bănuțul ăla, dacă merge într-o zonă unde privatul este cel care administrează, nu le convine. Nu le convine de ce? Pentru că n-au bani astăzi cu ce să meargă mai departe. Vă tot explicam și vă spun în continuare despre economia care nu duduie, care nu merge și care funcționează vai de mama ei. Nu sunt bani. Și asta se vede cu ochiul liber. Dacă ați văzut vreo investiție majoră nu făcută de edili, prin proiecte europene accesate, nu de primari vorbind în general, de orice ar fi ei, că-s de comună, că-s de municipiu, orașe, nici nu mai contează, sau președinții de consilii județene, nu despre alea vorbim. Vorbim despre proiectele majore pe care ar fi trebuit să le facă statul român și nu le face. De ce? Păi, pe de o parte, statul român nu știe să acheseze, prin tot felul de programe europene, să acheseze bani. N-au luat bani, dacă vorbim de infrastructură, niciun bănuț, oricare ar fi ea, aia cel puțin de infrastructura din transporturi, nemai punând altceva. Vă aduceți aminte de cele 8 spitale? Pentru că tot am să dau exemplu, 8 spitale regionale. Au trecut 2 ani de guvernare aproape. 2 ani au trecut de guvernare. În cei 2 ani pe care au trecut, spitalele regionale n-au prins absolut nimic. Dacă e să vorbim, la categoria sănătate, acolo, iarăși, nu se întâmplă mai nimic. Prin prisma statului. A reușit să genereze nemulțumiri, a reușit să-i învrăjbească pe cei din zona sănătății, să-i facă să se uite urât unii la ceilalți. Cei care până mai ieri colaborau, astăzi se uită chiorâșul unul la celălalt și asta motivat de salarii. Au reușit să-i învrăjbească pe unii împotriva celorlalți. Asta a reușit să facă statul. Băieții ăștia de la PSD-ALDE, altceva nu s-a întâmplat. Spitalele regionale nu mai sunt de mult, dar de mult nu mai sunt o prioritate pentru ei, dar nu sunt în general. L-ați mai auzit, spre exemplu, pe liderul social-democrat de la Suceava, e vorba de domnul Stan, să mai vorbească ceva despre spitalul din Fălticeni și să ne dea ca o certitudine? Păi el ne povestește de spitalul ăsta de peste 20 de ani, de când e domnia sa în Parlamentul României. Sau, mă rog, aproape 20 de ani, că e al 5-lea mandat. Dar promisiunea a fost legată de spital și nu s-a mai gătat de atunci. Se va găta anul ăsta? Se va găta la anul? E greu de spus. Ați auzit ceva, spre exemplu, suplimentar? Că auzeam cu surle și trâmbițe cum că la Rădăuți va începe șoseaua de centură și deja e o certitudine. Ați auzit să se mai întâmple ceva? Am să vă spun eu, nu. Șoseaua de centură a Sucevei, s-a mai întâmplat ceva? Nu. Proiecte majore, habar n-am, s-au mai întâmplat? Nu. Autostrada, țipăm că vrem să avem o autostradă est-vest. Una care să meargă de la Iași, să facă legătura și Republicii Moldova și noi și să mergem la Târgu Mureș, de acolo mai departe, pe autostrada Transilvania, să ieșim către vest. A fost doar o zgârietură pe o bucată de hârtie, numită hartă, această autostradă. Fără nimic altceva. La un moment dat se vorbea despre autostrada asta a 7, parcă, sper să nu greșesc, pentru că ei au inventat aurile astea, știi, ca e un autobahn, ca să zic așa, o autobandă, știi, cum îi spunem noi în Germania, cu auri, cu uuri, cu de-alea. Bă, nu-i. Deci, a 7-le ăsta
asta, de fapt, această autostradă A7, ar fi trebuit să fie gătată în 2019. Știi când e din 2019, cetățeanul meu drag, prietene? Știi când e 2019? E la anul. Nu și la mulți ani. Că noi suntem în 2018. El decât în 2019, înțelegi? Adică cam atunci e povestea cu autostrada care trebuia să fie gata. Păi ea nu, i-a rămas doar ca o zgârietură. Ea nu are proiect, nu are proiectare, nu are studii, nu are fezabilități. Bă, autostrada asta, doar denumită A7, are o singură poveste. O mâzgălitură pe o hartă și dat o denumire, scris așa. Făcut un A lângă ea 7. Și asta e tot. Vă așteptați la mai mult? Dacă da, sunteți sau suntem naivi. Sâmbătă am strigat, am protestat, ne-am supărat și am mers la București. Sute de mașini din Suceava au participat la marșul motorizat care a încercat să convingă guvernul că trebuie să facă autostrăzi în Moldova. E o știre care apare în pagina întâia din Obiectiv și la fel și în Monitorul de Suceava. Și dezvoltă și spun ei sâmbătă zeci de camioane, autocare, microbuze, autoturisme din Suceava s-au alăturat protestului motorizat Moldova vrea autostradă. Circa 40 de camioane din Suceava au fost întoarse de polițiști de la Adjud. Convoiul sucevean, ca să vedeți în ce țară trăim. Nici să protestăm nu putem atunci când vrem să protestăm. Nici măcar asta nu putem face. Pentru că nu te lasă băieții. Să vedeți că nici măcar în Piața Victoriei, în fața guvernului, nu te-a lăsat nimeni să ajungi cu camionul pentru că le brochezi traficul. Într-o zi de sâmbătă. Ajunse în București, coloanele reunite cu mașini din toate județele Moldovei au fost supuse la tot felul de șicane din partea autorităților, nepermițându-le să ajungă cu mașinile în Piața Victoriei. Este un apel către guvernanți pentru că fonduri sunt, trebuie doar voință politică să ni le acorde. Altfel, din punct de vedere economic, va crește diferența între Moldova și Ardeal și va crește în favoarea celorlalți. Nu mai vrem să fim doar exportatori de forță de muncă. Declarația aparține președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, unul dintre participanții la acest protest. Indiferent câte eforturi am face noi, autoritățile locale, fără aceste drumuri, fără această infrastructură, nu vom putea atrage investitori în Bucovina. Nu vom putea crea locuri de muncă și riscăm în continuare ca tinerii noștri din Suceava, din Bucovina, să plece la muncă peste hotare, a spus primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, unul și el, un alt participant la acest protest din ziua de sâmbătă anului de grație 2018. Vorbim de sâmbătă 19 mai. Trebuie menționat faptul că niciun parlamentar sucevean nu s-a alăturat acestui marș motorizat. Spuneam, Bucovina vrea autostradă, a fost scandal, au fost întoarse mașini de la Adjud, nu s-a ajuns în Piața Victoriei pentru că autoritățile n-au făcut nimic altceva decât să pună piedică. Cât timp vor putea să ne mai împiedice autoritățile? Cât va mai dura toată daravela asta cu autoritățile care își permit să-și bată joc de o țară întreagă așa cum vor ei? Probabil că va mai dura. O să mă spuneți, bă, dar de unde știi tu, bă, dacă va mai dura sau nu? De unde știi tu, bă, atâta, da, și ne spui nou, așa ca și cum ai fi a toate știutor? Nu sunt a toate, mai și citesc. Dragii mei, îmi permit luxul de a citi și afli tot felul de lucruri. Păi uite, spre exemplu, la, dacă e să luăm și să vorbim despre sondaje, pentru că e perioada când se fac și acum sondaje, că ne place, că nu ne place, se mai face câte un sondaj de opinie. O casă de asta de sondare, pe numele ei de fată de cât curs, a făcut și a zis, hai bă, să vedem cât ar participa la vot, dacă ar participa astăzi, cum ar fi treaba, făcând undeva sondajul, undeva era luna aprilie făcut. Cifrele sunt, cum să le spun eu, halucinante. Și ar trebui să le dea de gândit oamenilor politici. Cred că oamenii politici, indiferent de eșichierul de pe care, după care parte sunt, că sunt după dreapta sau după stânga, ar trebui să citească foarte bine datele, să interpreteze datele și să se gândească de ce. Pentru că acolo, într-o rată de participare undeva în jur de 61%, respondenții, cei 61% aveau și cuvintele la ei, aveau și răspunsurile la ei. Și au stabilit că dacă ar fi alegeri, probabil că ar vota un PSD în jur de 39%, chiar dacă este pe scădere, sau încă mai sunt care votează în procent de 39%, ceea ce spune foarte mult despre cum stăm.
Un PNL undeva pe la 25-26%, un alt de care stă pe undeva pe la 8%, chiar dacă ei se umflă în pene, că stau nu știu pe unde, un UDMR care evident cu un 6% prinde întotdeauna Parlamentul, un PMP al lui Băsescu care prinde în continuare Parlamentul, un USR la fel care cu un 7-8% prinde Parlamentul și cu surprize de băgat în seamă, un cu cele două partide, cel al lui Victor Ponta și cel al lui Cioloș, care ambele, chiar dacă sunt noi proaspete, deja în măsurători ale unor case de sondare și vorbim de Curs, nu vorbim de Pieleanu și cu al lui, cum s-o fi chema acea casă, nici nu important măcar, cotează undeva cele două partide formate, cum vorbeam de cei doi oameni politici, Victor Ponta și Dacian Cioloș, undeva la 3% din intenții de vot. Și asta deja poate să spună foarte, foarte mult. Inclusiv de mișcarea pe care a făcut-o acei la Suceava, nimeni altul decât deputatul Nichifor, Ioan Nichifor Cătălin, mai săptămâna trecută, într-o conferință de presă, mă rog, în care și-a spus mai tot oful, păsul vis-a-vis de PSD și de neajunsuri și de neîmpliniri. Cum spuneam, n-am învățat, cred că, nimic din tot ceea ce ni se întâmplă. O să vedeți în partea a doua ce înseamnă, cât e de mare datoria, ce se va întâmpla cu noi, ce oameni ne conduc și poate vom găsi și răspunsuri la întrebarea simplă. De ce suntem aici? Sau dacă mai vrem să rămânem aici. Clasa politică, cu siguranță, are și ea o mare vină. În aceeași măsură o avem și noi. Pentru că ei sunt acolo, pentru că noi le-am dat posibilitatea. Și le-o dăm în continuare. Pe ce își bazează ei această posibilitate? Pe minciună, din păcate. Și o vând în fiecare zi, în fiecare clipă. Și nouă se pare că ne place minciuna. Nu publicitate, dragii mei, ne întoarcem și mai povestim.